Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, am să fac un nou unboxing de la editura Arthur. Am aici un colet voluminos, aș spune. Și sunt foarte entuziasmată. Înainte de a începe, vă invit pe site-ul celor de la Arthur în descriere și am să vă las aici pe ecran contul lor de Instagram. În descriere o să puteți merge pe link-uri și direct către cărțile de aici, dar și către site-ul editurii în sine. Așadar, dacă vă face ceva cu ochiul, puteți merge în descriere și doar să accesați linkul direct către titlul dorit. Așa că, tot înainte de a începe, vreau să vă invit și pe contul meu de Instagram, chiar aici, acolo unde postez constant și o să vedeți unboxing-urile imediat, adică imediat ce ajung cărțile la mine, de obicei. Deci, cam asta vreau să vă spun, fără prea multă vorbă, hai să trecem la treabă. Am aici prietenul meu, unul dintre cei doi prieteni. Și este foarte frumos ambalat coletul, așa că sper să fie ușor să-l deschid. Nu știu. Nu mă pricep eu cu despachetatul, așa că să n-aveți prea multe așteptări. Să încerc să-l tai efectiv așa. Presim niște multă gălăgie, dar probabil să dau speed sau ceva dacă chiar durează atât de mult. Le văd deja. Sunt aici 6 cărți. Și o să încep cu două noutăți imediat că nu sunt puse în ordine. Așa. Avem prima dată Beverly aici și acum, care arată ceva de genul. Wow, foarte faină este. Scrisă de Kate de Camilo, Camillo, nu știu exact dacă se citește L-ul, dar ați înțeles voi. Cam așa arată. O să vă citesc și sinopsisul, dar vi-l și prezint. Este din colecția Smart Blue și este o noutate pe care o puteți găsi pe linkul din descriere. Am aici niște chestiuțe. Acum am văzut. Oh, ce drăguț. Foarte drăguț. O să vă arăt imediat. Pentru Ali in the Books, sperăm să le citești cu plăcere. Mulțumim pentru entuziasm cu prietenie editura Arthur. Foarte drăguț. Mulțumesc din suflet. Și am și niște semne de carte. Ia uitați. Cu citat de J.K. Rowling. Am convingerea că ceva cu adevărat magic se poate întâmpla atunci când citești o carte bună. Exact. Tot așa. De Daniel Pennac. Nu știu exact cine e autorul, dar o să vedem acum. Timpul pentru citit, la fel ca timpul pentru iubit, dilată timpul pentru trăit. Foarte tare. Și mai am încă două așa simple, dar sunt foarte frumoase. Chiar sunt foarte drăguțe. Foarte tare. Și cam așa arată revenind la cartea noastră. Are în jur de 200 de pagini. Pare o lectură ușoară și care să te țină în priză. Hai să vedem despre ce este. Am scăpat de povara legăturilor. E singurul vers pe care Beverly îl ține minte dintr-o poezie de la școală. Asta face ea când fuge de acasă. Rupe povara legăturilor cu familia care o neglijează. Beverly vrea să fie independentă. Găsește de lucru, se împrietenește cu alți oameni, îi ține la distanță pe cei care nu-i câștigă încrederea. Își poartă în suflet livada de portocali și prietenele lăsate în urmă. Ok, asta deja e foarte drăguț, jur. Remy și Luizana. La malul mării începe să înțeleagă felul în care nedreptățile revoltătoare se împletesc cu bucurii ascunse. Beverly vrea să îmbrățișeze frumusețea din jur, din culoarea albastru, din dans, din cuvinte, din grija altora față de ea, din grija ei față de alții și descoperă un vers nou. Foarte frumos sună și cred că o să-mi placă foarte mult, o să o citesc chiar zilele acestea. Bine, voi probabil o să vedeți clipul ăsta când eu deja am citit și asta și cealaltă noutate, dar e ok. Trecând mai departe, avem de RJ Palacio, Ponei. Îmi place foarte mult titlul, îmi place foarte mult subiectul, cred că evident. Și eu am mai citit ceva de autoare, cred că este autoare, cel mai probabil. Ideea e că am mai citit de ea. Hai să vedem. Doamne, cât de bine arată. Deci chiar îmi place foarte mult. Este tot de la Smart Blue, este cealaltă noutate și este mai voluminoasă decât cealaltă.
sunt cartonate. Scrisul acesta tipic și mare de la Arthur, care mie îmi place foarte mult. Prefer să citesc o carte de, nu știu, 800 de pagini, dar cu un scris mare și să trec ușor prin ea, decât o carte de 200 de pagini cu scris minuscul, să simt că bătrânesc. E ok, mult mai bine așa. Așa arată și pe spate. Hai să vă și citesc. Dragostea este o călătorie fără sfârșit. Întoiul nopții, trei călăreți înarmați apar dinaintea colibei izolate în care trăiesc Martin Bird, un cizmar pasionat de fotografie, și fiul lui, Silas, cred, îl țineți pe tată să meargă cu ei, iar Silas rămâne singur, speriat și confuz. De fapt, nu e singur. Îi are lângă el pe... Îi are lângă el pe Mitrumul, fantoma alături de care a copilărit, și pe Ponei, un călun misterios cu fața albă ca osul. Ei dau curaj să pornească în căutarea tatălui. Drumul pe care l-are de făcut prin America anilor 1860, la scurt timp după războiul de secesiune, îl poartă pe Silas într-un labirint al suferinței și brutalității, punându-l față în față cu propriile spaime. Sună bine, foarte bine. Da, am citit de la autoare, acum văd aici, am citit și Pasărea albă și Minunea. Mi-a plăcut și Minunea, dar Pasărea albă a fost, este romanul meu grafic preferat. Așa, sună foarte bine și îmi place. Îmi place foarte mult subiectul și place și coperta. Nu știu dacă vedeți, de aici e o fel de iluzie optică. Chiar e foarte faină. Apoi am... Wow! Ok, am două cărticele aici de care sunt foarte încântată. Nu știu, sunt sigură că am auzit de ele și de asta. În primul rând, de la Red Adventure, am de parte de Chicago, care arată ceva de genul. Îmi place foarte mult coperta, nu știu, este foarte colorată. Chiar ador asta la editura Arthur. Și tot așa subțirică, deci o să citesc foarte ușor. Nu știu, îmi place foarte mult chestia asta. Are și ea în jur de 160 de pagini. Și asta, hai să vedem, că sunt și eu curioasă că nu m-am uitat, are în jur de 320. Așa, revenim la cartea noastră. Cam așa se prezintă. Este scrisă de Richard Peck. Hai să vedem și despre ce este. Carte Newbery Honor. Orice activități ai avea cu bunica ta, stai numai să o cunoști pe doamna Dowdell, bunica lui Mary Alice și a lui Joe. E curajoasă, e mereu de partea dreptății și luptă pentru prietenii ei. Îi duce pe copii într-o mulțime de misiuni pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. E adevărat că între timp mai fură bărci, șantajează un șerif și își pune nepoții să se deghizeze în fantome ca să sperie niște orășeni înguși la minte. E plină de viață și face ca orice vacanță petrecută departe de Chicago să fie de neuitat. Ok. Am mai citit o carte în genul ăsta, tot de la Arthur, cred. Adică nu, sunt sigură, tot de la Arthur. Dar asta e din altă colecție, Red Adventure. Așa că presupun că o să mă țineam cu sufletul la gură și că o să fie o lectură foarte faină. Și ușor de parcurs. Apoi, tot din... A trebuit să o arăt și pe aceasta. Avem tot de la Smart Blue, din colecția Smart Blue. Needucabilii, e destul de sugestiv titlul, aș spune. Hai să vedem și despre ce e, de Garden Corman, așa se numește autorul. Și o să vedem și despre ce este imediat. Are 216 pagini. Scrisă savuros și cu mult umor, Needucabilii spune povestea unor personaje neadaptate convențiilor societății, care învață împreună să facă pace cu ei înșiși. Zeheric Hermit, un profesor blazat, se agață de micile plăceri ale vieții. Clopoțelul care sună înainte de plecarea acasă, zilele de iarnă când școlile sunt închise și, mai mult decât orice, pensionarea de peste câteva luni. Marele dictator al districtului școlar, inspectorul Tadeus, îi pune bețe în roate. Va avea în grijă clasă specială autonomă, o clasă de a opta în ai cărei elevi nimeni din școală nu mai crede. Experiența eșecului este singurul lucru pe care l-au în comun Needucabilii și profesorul Hermit. Sună bine și pare și amuzantă, dar și cu un mesaj profund în spatele paginilor, ca să spun așa. Abia aștept să ajung și la aceasta. Tot de la Red Adventure am Minți Geniale, de același autor, de la Needucabilii. Așa că hai să vedem despre ce. Îmi place foarte mult coperta. Sunt foarte multe elemente pe ea, nu știu cum să zic. Și îmi place și ediția. Are 300 și ceva de pagini, în jur de 320 de pagini, și hai să vedem despre ce este. Ellie Friedan locuiește în singurul oraș perfect din lume, Serenity.
Toată lumea are o casă mare cu piscină. Nu există probleme financiare, nici infracțiuni. Onestitatea și integritatea sunt valorile principale. Cei 30 de copii care trăiesc aici nu mint niciodată. Știu că e o cale scurtă de la minciună la probleme înspăimântătoare din alte locuri mai puțin norocoase. Elina a ieșit niciodată din Serenity, până într-o zi când depășește cu bicicleta granița lui. Atunci se întâmplă ceva atât de neașteptat și nebunesc, încât viața este complet dată peste cap. Nimic nu este ceea ce pare în Serenity, cu precădere după ce Eli și prietenii lui se apucă să investigheze lucrurile. Toate indiciile duc într-un singur loc, iar orașul se transformă dintr-o comunitate pașnică într-una plină de cele mai remarcabile minți geniale criminale. Foarte bine sună. Abia aștept să ajung și la ea. Și am și volumul 2, cred. Minți geniale, verdict infractor. Nu știu dacă ar trebui să vă citesc eu de pe spate, cred că... Da, o să vă arăt, dar nici eu nu vreau să citesc, pentru că poate mi-au spoiler sau ceva. Dar e ok. Ia uitați. Cam așa... Așa arată. Menționez că eu l-am văzut că ai scrie 1 și 2. E ok, nu trebuia să mă uit pe spate, dar așa sunt, volumul 1 și volumul 2. Foarte faine sunt, abia aștept să ajung la aceste cărticele. Mulțumesc foarte mult editurii Arthur, cam așa arată. Foarte fain, bine, sunt pe dos, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, un subscribe și nu uitați că tot ce v-am prezentat găsiți în descriere. Bye, spor la citit!